Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod mai special. De data aceasta prezentăm un nou cheat care are și o versiune gratis, dar și o versiune cu bani. M-au contactat din nou băieții de la Precision Cheats, probabil știți, am mai făcut eu o prezentare a acestui cheat acum un an și ceva, nu mai țin minte exact. Dar băieții m-au contactat din nou, mi-au zis că și-au făcut și o versiune nouă, au fixat mai multe bug-uri la cheat. Știți că înainte, de exemplu, nu puteai să accesezi meniul cheat-ului din meniul principal de la CSGO. Ei bine, acum poți face chestia asta, au băgat mai multe chestii noi. Haideți, bă, băieți, să strângem la acest episod 1500 de like-uri dacă mai vreți să prezentăm și alte cheat-uri. Băieții m-au contactat deoarece eu în trecut am mai făcut un parteneriat cu ei. Nu e parteneriat plătit sau cum credeți voi, pur și simplu vă prezint acest cheat vouă. Nu pot să vă zic să vă luați versiunea plătită, faceți ce vreți voi, bă băieți, puteți să jucați și cu versiunea gratis și cu versiunea plătită, faceți ce vreți voi, eu doar vă prezint cheat-ul. Cred că mi-a făcut tipul și un promo code, nu știu exact, o să vorbesc după aia cu el pe Discord. În caz mi-a făcut un promo code, mi se pare că aici că e reducere de 1 euro, deci cheat-ul e 6 euro pe lună, deci dacă îl cumpărați cu promo code-ul meu e 5 euro sau ceva de genul, n-am înțeles exact. Oricum, bă băieți, o să fac și videouri în care joc matchmaking cu el pe contul meu principal, dar vă mai zic o chestie, dacă folosiți versiunea gratis a acestui cheat, nu vă recomand să jucați pe conturile voastre main, deoarece codurile care au versiune gratis sau cheat-urile gratis în general sunt folosite de foarte mulți utilizatori și atunci au șanse mult mai mari să fie detectabile. Nu zic neapărat că e detectabil, dar nici n-ai de unde să știi când poate să vină un vag vape și să detecteze și cheat-ul gratis, versiunea gratis a cheat-ului acesta. Bă băieți, când intrați pe site aveți aici un buton de register. Vă registrați pe site, vă faceți cont, eu dau login și după ce o să cumpărați cheat-ul, și mi se pare că și dacă nu cumpărați cheat-ul, adică cred că și dacă nu îl cumpărați o să vă apară pe undeva un buton de download ca să puteți să le downloadați loader-ul lor. Eu o să dau download aici, aici vă arată mai mulți pași, download the loader, așa mă rog, îți mai mulți pași aici, adică în caz de nu vă merge cheat-ul sau ceva, aici aveți și ce vă trebuie să instalați pentru cheat și mi se pare că cu un simplu click cred că vă și duce, da. Deci aveți aici toate chestiile care vă trebuiesc ca să vă meargă cheat-ul în caz de aveți probleme sau nu știu, nu vă pornește cheat-ul sau mai multe chestii de astea. Aici aveți toate chestiile care vă trebuiesc ca să meargă cheat-ul, dați doar un click și v-a dus exact pe link-ul pe care, pe link-ul de download. Aici, ia să vedem. Aici sunt mai multe, fiți atenți băieți, aici sunt mai multe probleme pe care poți să le ai, deci problemele comune practic pe care majoritatea utilizatorilor le-au avut. În caz de aveți o problemă și nu vă rezolvă chestiile astea, puteți să dați aici și să vă rezolvați problema. Ok, hai să downloadăm loader-ul, downloadăm de aici, scrie mare download cu albastru, dăm download și ne-a downloadat loader-ul. Eu deja l-am băgat pe stick, stați un pic, uite aici stick-ul, eu deja l-am instalat pe stick, deci pur și simplu eu vă recomand să-l băgați pe stick, acum nu cred că trebuie neapărat băgat pe stick, eu toate cheat-urile mi le țin pe stick. Că, na, în caz de nu mai am chef să joc cu cheat-uri sau vreau să intru la un match pe contul meu principal pe care nu joc cu cheat-uri, îmi scos stick-ul din calculator și știu că n-am nicio problemă. Bine, și dacă le aveți în calculator n-ar trebui să fie vreo problemă, dar așa fac eu, nu știu. Depinde de preferințele... De, mamă, nu mai știu să vorbesc. Depinde de preferințele fiecăruia. Dați blue click pe loader, eu am automat să mi-l pornească Karanas Administrator, în caz de nu aveți, dați să vi-l pornească Karanas Administrator, așa e cel mai bine să evităm toate problemele cu cheat-ul. Vă logați, pe mine nu m-am mai pus să mă loghez, dar cred că pot să-mi dau logout, dacă nu mă înșel, da? Stați un pic să închid CSU, că trebuie închis CSU, deci nu trebuie să aveți CSU pornit când dați load. Dați blue click pe cheat și o să vă apară fix așa cum mi apare mie să vă logați. Vă băgați username-ul sau email, opa, Rail, Raul2K, vă băgați username-ul sau email-ul de pe forum cu care v-ați logat pe forum și parola. Mi-am băgat username-ul și parola, login și vă bagă pe vereastra asta unde vă zice Precision Free, adică versiunea free a cheat-ului sau Precision Premium. În acest videoclip o să le testăm pe amândouă și o să vedem ce are în plus versiunea premium față de cea free, dacă merită cumpărată sau chestii de astea. În primul rând eu o să injectez versiunea free, deoarece vreau să vă prezint și celor la care nu aveți bugetul necesar ca să cumpărați cheat-ul premium și nu vă recomand în același timp. Dacă voi nu vreți sau nu vă lasă părinții să dați bani sau chestii de astea, nu vă recomand să vă cumpărați versiunea premium, puteți foarte bine să jucați pe un cont gratis. Deci vă faceți un cont nou de Steam, vă luați CS-ul că e gratis și puteți să jucați acolo cât vreți cu cheat-uri gratis. Dar nu vă recomand să le băgați pe conturile principale pentru că v-am zis, nu e bine, puteți să luați bani și după veniți tot la mine ziceți, bă frate, Raul mi-a recomandat și tot așa cum mi-am luat bani. Nu vă recomand nici măcar eu n-o să joc pe contul principal cu versiunea free. Cu versiunea premium n-am nicio problemă să joc, am încredere, dar versiunea free n-o să o instalez pe, n-o să o bag pe contul principal. Acum pentru video o să o bag, deoarece o să joc cu buții și am încredere că n-o să-mi iau vag când joc cu buții. Hai, dăm load, deci dați load fără să aveți CSGO-ul pornit și o să vă apară pe ecran Waiting for CSGO și o să vi se dea restart la Steam. Deci practic ne-a dat restart la Steam și scrie aici Waiting for CSGO, voi dați frumos start la CSGO
Și cred că o să zic că da, uite ce se GoFound. Și acum mamă s-au supra... Ok, nu s-au suprapus, era de la fereastra asta. Și acum o să ne pornească CSGO-ul. Ne-a pornit CSGO-ul, băieți, surpriză. Și acum au ei așa un loader foarte frumos. Deci uitați ce fain arată, ce frumos. Nu știu dacă voi vedeți, cred că vedeți și voi chestia asta. Ce frumos arată când se injectează cheat. O să vedeți, acum apare o imagine neagră, ăsta albă, Precision Cheats V4.4. Și arată cum se încarcă și ne-a băgat în CSGO. Uite, configs has been loaded. Deci tic, suntem în meniul principal de la CSGO. Totul este normal, totul este frumos. Numai că voi când o să apăsați asta insert, stați un pic să o găsesc, așa că nu o să apăsați asta insert, o să vă apară un meniu ca la CSGO, adică o să fie asemănător cu CSGO, numai că acesta este cheat-ul. Noi suntem cu versiunea gratis și văd că are foarte multe chestii dezactivate, adică chestiile astea probabil că... Oh, enable prime, are și fake prime cheat-ul ăsta, numai că pe versiunea gratis din păcate nu poate fi folosit. Și acestea sunt toate setările. Hai să intru într-un match cu buții, să-l testăm. Ce ziceți, băieți? Intrăm în practice with boots pe mirage și îl testăm. Să vedem ce chestii noi și-au adăugat și ce chestii au pe cheat-ul free, pentru că eu când le-am prezentat cheat-ul acum un an, băieții nu aveau o versiune de cheat gratis, deci nu puteai să iei cheat-ul gratis, era doar paid. Haideți să vedem ce au băieții, ce au adăugat băieții aici în versiunea paid. Azi un pic să dau server cheats 1, bot stop 1 și hai să vedem, nou clip, să ajungem să ai bind, v, mamă, nu mai știu să scriu nou clip. Și haideți să mergem în bază la city să vedem ce opțiuni noi au băieții la cheat, mergem repede la city. Ok, hai să vedem wallhack-ul cum este pe versiunea gratis. Ah, deci trebuie să, deci fiți atenți ca să vă porniți meniul de la cheat când sunteți în joc. Nu trebuie să dați insert, nu o să vă apară nimic când dați insert. Dați pur și simplesc, ca și cum vă ajunge să vă faceți setările și o să vă apară aici în dreapta setările de la cheat, ok? Hai să vedem, la misc, ce au băieții? La misc au doar bunny hop, să vedeți timpul cât mai e până la... până când pușcă bomba, practic până când explodează bomba. Auto-diffuse probabil vă dă diffuse automat, când vă uitați la bombă vă dă diffuse automat, nu mai trebuie să dați voi pe E. Nu știu cu cât v-ar ajuta chestia asta, dar eu activez. Rank reveal, să le vedeți rankurile adversarilor în timpul meciului. Jump at edge, ăsta e ca un fel de chestie, nu știu cum să vă explic eu chestia asta cu jump at edge-ul, pentru că n-am folosit-o, zic și eu din ce am auzit. Vă ajută când vreți să săriți, nu știu, așa pe de astea, pe colțuri de cutii sau nu știu exact care e faza, habar n-am, nu mă... Spuneți-mi și voi în comentarii, nici eu nu știu care e faza cu jump at edge-ul ăla, eu zic din ce am auzit. Combat, la combat, adică la lucrurile care vă ajută pe tras, aveți doar trigger boot, din păcate, trigger boot hotkey pe shift. Deci practic acum când țin apăsat shift-ul ar trebui să-mi trag automat. Da, îmi trage automat în coechipier, deci vedeți, îmi trage automat și asta e foarte bun în caz de aveți un AVP. Give weapon AVP și vreți să dați un pic, țineți shift-ul apăsat și vă trage automat. Vedeți, eu n-am tras, eu n-am făcut absolut nimic. Sau e bine când stați la pic, de exemplu, nu știu, vă ajută și versiunea free. Stați aici la pic, cu shift-ul apăsat și când vine un adversar o să vă tragă automat. O să aveți practic inhuman reaction, can yes, chestii. Ok, hai să vedem la wallhack. Chiar sunt curios la wallhack. La wallhack au SP, adică chestia asta să-i vedem prin bereți. Hai să activez tot, totuși. Deci doar chestiile astea le au pe versiunea gratis. Și mă gândesc că la misc au și only teammates, nu? N-au? N-au așa? A, nu, la conf... A, ok. De la config enemy only, deci au și enemy only. Deci practic aici puteți să-i vedeți prin pereți pe ăsta pe adversar și cu echipierii nu o să-i vedeți doar dacă activați voi chestia asta. Stați un pic, uite, cu echipierii vedeți doar dacă dezactivați. Mamă, a trecut runda, dacă dezactivați chestia asta îi vedeți. Dar eu prefer să țin să văd doar adversarii prin perete. Stați un pic că am round time-ul ăsta stricat, bă, băieți. Round time diffuse 60 mp. Aoleu, doamne, setările astea, doamne, 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 ce mă disperă, gata, băieți, cred că am rezolvat problema. Ok, haideți să trecem din nou la prezentarea cheat-ului. Wallhack-ul, ce mai au? Hai să vedem ce au la misc. La misc, de fapt, am văzut cam toate chestiile sunt dezactivate, în afară de bunny hop. C4-ul ăsta va apare timerul de la bombă pe ecran, haideți să vă prezint și chestia asta. Deși cred că toată lumea știe deja ce face chestia asta. Bam, și vă arată timerul acolo, vedeți, jos, lângă FPS-uri, vă arată câte secunde mai spun bubuie bomba. Ce-ar mai avea cheat-ul ăsta pe aici? La config aici aveți să schimbați culorile cum îi vedeți pe adversar prin perete. De exemplu, eu acum mai văd cu galben, vedeți? Dacă nu vă place galbenul sau vă încurcă, dați aici. Wow! Ce chestie șmecheră, lol! Nu știu, arată șmecher chestia asta. Și punem pe roșu, de exemplu, și când dăm don sunt roșii. Sau, dacă vrem, nu știu, negru merge, așa ceva, să-i vezi negru? Da, cu negru nu-i vezi deloc. Wow, asta e visible, adică dacă schimb chestia asta, gen când ei sunt vizibili. Deci puteți să-i dați pe, nu știu, pe verde. Când sunt... What? Ce-am făcut? Asta e pe... Ok, îi dați pe verde. Păi eu... Mamă, bubuie bomba, stați așa, mă, că nu se poate cu bomba, mă. De ce am plantat eu bomba? Nu știu. Eu dădeam... What? Eu eram pe ăsta, ok, sunt prost eu. Eu eram încă pus pe negru. În fine, sunt doar prost. Și acum o să-i vedeți cu verde. Dar când sunt vizibili, o să-i... Ok, cred că... apăsam shift-ul, fuck. Mergeam așa încet și apăsam shift-ul, în fine.
O să-i vedeți cu roșu când sunt vizibil și când sunt prin perete o să-i vedeți cu verde. Stați, cum am zis? O să-i vedeți cu roșu când sunt vizibil și când îi vedeți prin perete sunt verzi. Nu știu de ce m-am încurcat atât la vorbit. Deci cam asta este faza. Chestia asta nu știu, asta e șmecheră faza în caz de aveți doar cemsurile activate, adică să nu-i vedeți prin pereți. Sau îți spune și când aveți wallhack-ul, pentru că uite, de exemplu, când stai la pic aici la palat și e un smoke acolo, n-ai cum să-ți dai seama dacă tu vezi adversarul ăla sau nu-l vezi. Dar automat când o să-l vezi cu roșu, o să-ți dai seama că-l vezi și poți să tragi și la overage nu o să pară suspect. Bă băieți, cam asta este versiunea gratis a cheat-ului, n-are foarte multe chestii, dar sunt utile în caz de nu vreți să vă băgați bani în cheat-uri. Sunt utile, părerea mea, puteți să jucați liniștiți cu setările astea, dar acum, băieți, la HUD n-are nimic, deci la HUD nu puteți să vă băgați nicio chestie. Dar acum vreau să vă prezint versiunea premium, care mi se pare o versiune super șmecheră, are multe chestii care alte cituri nu au și, deci nu știu, mi se pare așa pur și simplu bine făcută, e creativă, deci n-am mai văzut până acum un cit așa de creativ, gen să aibă setări de genul sau nu știu, bine, nu neapărat că te ajută, dar arată șmecher și nu știu, pur și simplu asta e părerea mea. Haideți să trecem, băieți, pe versiunea paid, versiunea la 6 euro pe lună și cu promo code-ul meu e 5 euro pe lună. Haideți să vedem, bă, băieți, cum este acea versiune. Da, bă, băieți, acum injectăm versiunea premium, scrie waiting for CSGO la fel ca la versiunea free. Haideți să intrăm în CSGO, bă, băieți, să vedem dacă se injectează la fel, probabil că o să se injecteze la fel, nu cred că ar trebui să fie vreo diferență la metoda de injectare, dar chiar sunt curios cum se injectează. Bine, probabil tot la fel, nu știu de ce tot vă zic chestia asta, dar e tot la fel, este un ecran alb. O să vă apară probabil Precision Cheats, cum se încarcă cheat-ul, ia să vedem, apare la fel sau salut. Uite, Precision Cheats V4.4 se inițializează aici, se încarcă, o să vă apară că s-au încărcat configurile și gata, bă băieți, practic, acum avem versiunea paid a cheat-ului și asta ce este de aici? Ah, ok. Asta s-a, mă, în fine, nu e de la cheat, am crezut eu că e de la cheat. Haideți să intrăm din nou într-un practice suite, practice? Ok, nu știu, sunt cam analfabet la ora asta. Să intrăm aici cu buții și să vedem ce ne oferă versiunea premium față de versiunea gratis. Haideți să vedem, bă băieți, se încarcă destul de greu harta. De ce se încarcă greu, doamne? Intrăm tot, hai să intrăm la city de data asta pentru că suntem cu versiunea șmecheră. Server cheats 1, MP freestime 0.1, aici vă zic și comenzi șmechere. 0.1, MP... round time diffuse 60 și MP restart game 1 ca să fie treaba. Cred că bindul am. Da, ok, bindul am deja. Mergem aici în bază la... Băi, băi, de ce se mișcă buții? Băi. Mamă, ce era să mor, să mori. Ok. Hai să vedem ce ne oferă versiunea premium față de versiunea gratis. Intrăm aici frumos în meniu, ca de obicei dăm pesc și vedem că s-a schimbat totul, bă băieți, avem toate opțiunile deblocate, deci putem să folosim absolut orice în versiunea asta premium. Skin changer, deci pentru cei care nu știu avem și skin changer la cito aici, puteți să selectați echipa dacă vreți pe Tero sau pe City. Eu dau, cred că ăsta e, nu dau seama, dacă e aici City-ul, dubios, o să aflăm acum cum e. Dăm pe knife, nu văd aici, n-am mai folosit nicio până acum versiunea asta. Deci nu știu, hai să vedem, weapon ar trebui să selectăm knife aici, nu? Da, knife, custom models, ăsta e default, aici la knife, ok. M9 bayonet, deci bănuiesc că nu... Asta nu-i, nu, ok, cred că trebuie să dăm noi aici. What? Acum suntem pe City. Deci dacă vreți să vă duceți pe Tero, trebuie să dați aici, deci acum sunteți pe Tero. Și după aia dacă vreți să vă duceți pe City, dați aici, sunt eu mai prost. Nu, e treaba mea, eu sunt treaba mea, nu contează. Weapon, knife. Băgăm aici knife, M, fashion knife, ia, acum zic că s-a schimbat. Bă, tu, eu sunt prost, mă, nu știu să folosesc, cred că așa, cred că acum sunt pe City. No, ok, eu sunt chiar prost, mă. Ok, stai, knife, custom models, nu. Băi, eu sunt chiar prost, mă, nu știu cum să folosesc cheat. Coaie, eu sunt așa de dobitoc să moară familia mea, deși o să folosesc skin changer-ul ăsta, bă, băieți. Trebuia să dau apply, coaie. Băieți, premiul pentru cel mai prost om din lume se duce la Raul 2K. Trebuia să dau apply în pana mea. Atâta trebuia să fac, să dau apply, coaie. Apply. În fine, hai să vedem. Deci selectăm, băi, ce-am făcut? Cuțitul, knife, shadow dagger și dăm pe apply. Și acum s-ar putea să avem tot cuțitul default. Ce pula mea, eu sunt dobitoc, mă, cum se folosește? Eu nu înțeleg, mi-a dat brain crash. Deci total brain crash mi-a dat. Ok, hai să vedem, bă băieți, dăm pe knife. Dăm pe knife, ce cuțit vrem, bayonet. Acum, mă, ia, uite, mă, trebuie să nu fii prost. Doar ca să folosești cheat-ul ăsta, trebuie să nu fii prost, aparent. Deci dacă apare aici city, înseamnă că ești pe city. Dacă apare Tero, înseamnă că ești pe Tero. Dar na, dobitocul de Raul 2K, ce poate să înțeleagă? În fine, hai să băgăm și un skin, item quality aici să vedem, strange, mamă ce să mă eu, ce quality-uri aici, paint-uri aici, dacă e battle scare pui mei și aici paint kit, adică ce skin are pe el, să dăm un pic mai jos, așa, ce skin are pe el, hai să băgăm autotronic și dăm apply și ne-a băgat bayonet autotronic.
Asta este skin changer, băieți, știți cam în ce constă chestia asta. E mai greu de folosit pentru oameni proști ca mine. În fine, visuals. Aici avem mult mai multe chestii deblocate, cum ar fi backtrack-ul, adică să vedem backtrack-ul. Ce înseamnă backtrack? Pentru că mulți m-ați întrebat ce înseamnă backtrack și n-am avut ocazia să vă explic. Ei bine, bă, băieți, serverul este pe 64 de ticuri, ok? Bine, sunt backtrack-uri și în 200 de milisecunde sau multe chestii de astea, dar hai să noi astăzi să vorbim despre backtrack-ul în ticuri, ok? Serverul este făcut pe 64 de ticuri, da? Sunt FPS-urile, ticurile astea, numai că sunt FPS-uri de server, cum ar veni, adică cum se mișcă serverul, da? Practic, 64 de ticuri înseamnă că serverul se mișcă cu 64 de ticuri pe secundă, da? Și practic playerul când se mișcă, voi o să aveți aici o opțiune, dacă nu mă înșel, la combat sau nu știu exact unde este pus backtrack-ul ăsta, să dați backtrack-ul mai mare sau mai mic, adică pe câte ticuri să-l dați, da? Practic, voi când vă mișcați, hai să vă explic altcumva. Când se mișcă playerul, când voi trageți, de exemplu, playerul aici, da? Să zicem că el aici a fost acum 20 de ticuri, da? Adică acum 0,3 secunde, da? Noi, practic, dacă tragem aici, o să îl tragi pe el înapoi cu 20 de ticuri și o să-l omori. El nu vede chestia asta, mă rog, o vede că îl tragi înapoi, dar nu o să-și dea seama dacă aveți backtrack-ul mai mic. Dacă l-aveți mare, probabil că o să se vadă destul de nasol, destul de dubios. În fine, cam asta este chestia. N-am putut să vă explic mai bine pentru că, știți și voi cum e cu explicatul. La mine, puii mei. Hai să vedem ce mai are. Wide scope, ăsta cred că e la AVP, dacă nu mă înșel. Give weapon underline AVP, adică vă... Wow, bă, mă lași. Uitați cum se vede AVP-ul, bă, băieți, și e wide, adică e mult mai lat. Adică cercul ăla negru din jurul scopului este mult mai lat. Și avem și o țintă ca la GTA 5, aparent, bă, băieți. Deci vedeți scopul de la AVP ca la GTA 5. Țintească de șmechere chestia asta. Bam, l-am omorât pe ăla, ok. Haideți să mai vedem ce mai e pe aici. Scope for all weapons, asta e o chestie super șmecheră. De exemplu, puteți să aveți scope pe orice armă dacă dați click dreapta, aparent nu pe USP. Pe USP, dacă dai click dreapta, scoate asta. Ok, hai să vedem altă armă, Deagle, de exemplu. Give weapon underline Deagle. Hai să numim un Deagle și dacă dăm click dreapta, avem scope pe Deagle, bă, băieți. Adică dai scope și bam, ai dat un top line amic. Deci asta e o chestie super șmecheră, părerea mea. Poți să-i vezi capul mult la mine, de exemplu, dacă stăm aici camp, stăm cu scope-ul și când îi vezi capul la un inimic, la un inamic, bam, și ai dat-o. Deci e un scope practic pentru orice armă. Și puteți să vă puneți scope-ul pe orice armă și pe AK. Give weapon underline AK-47. Practic, opa, practic vă luați un AK-47 și aveți scope, bă, băieți. Da, bine, e cam nasol cu spray-ul la AK. Deci probabil puteți să vă dați și zoom-ul pe 2x și aici vă zoomează mult mai puțin. Și vă ajută și chestia asta, dar la AK eu n-aș juca cu scopul că e destul de nervant. Hai să dezactivăm chestia asta. Fast crouch ăsta probabil... normal știți că voi când... stați așa, să dezactivez fast crouch ăla, în fine. Voi normal când dați crouch... Uite, și e și mult mai rapid cu aia. Voi normal când dați crouch și dați de multe ori pe control, aveți un mic delay, nu puteți să vă dați crouch în continuu. E bine, cu fast crouch-ul puteți să vă dați crouch când vreți voi. Deci când apăs control, atunci aș dă crouch. Vedeți, nu e delay deloc aproape. Și se pune mult mai repede pup, aparent. E mult mai sportiv caracterul nostru cu fast crouch-ul. Bunny hop, știe toată lumea ce faci bunny hop. Hai bunny hop script. Hai să vă prezint și combat-ul, adică practic chestia de aim, de toate chestiile astea. Legit anti-aim-ul, cred că știți deja ce e. Legit anti-aim-ul vă ajută foarte mult, de exemplu, dacă stați aici într-un colț și vreți să dați pic, adversarul o să vă vadă capul, dar el când o să vă tragă în cap, nu o să vă nimerească capul, deoarece ăla e un fake, cum ar veni, adică doar el vă vedea, mă rog, inamicii vă văd așa și jucătorii. Practic, voi, de fapt, nu aveți capul acolo, l-aveți undeva pe aici, v-ați prins voi, nu știu exact cum să explic chestiile astea, dar vi le explic așa, să înțelegeți toți. Practic, eu dacă stau aici, îți dau pic și vine unul și-l văd, eu pot să-l omor, dar el îmi vede capul aici, dar în caz de trage în cap, glonțul pur și simplu îmi trece prin cap. Aș testa chestia asta cu puțin, numai că puțin prea handicapat și trag la corp, nu prea trag la cap. Și probabil o să mă moare cu corpul. Dar e o chestie bună, că de exemplu, voi când îl vedeți pe ăla, el are tendința să vă tragă pe cap sau să vă facă spray sau ceva. Și nu o să vă nimerească așa de bine cum v-ar nimeri dacă n-ați avea legend anti-aimul. Și voi doar de asta și gata, inamicul. Ok, hai să vedem ce se termine are. Nou recoil vizual, adică când faceți recoil nu vă mai sare ăsta, nu vă mai sare... aparent nu mai sare nimic, coaie. Da, deci ăsta e nou recoil-ul, nu vă recomand să folosiți chestia asta pe competitiv, deoarece e super obvious, o să vă facă așa ținta în continuu, dar puteți să o folosiți pe server sau chestii de astea, uitați, deci unde tragem acolo se duc gloanțele, bă, băieți, nu sare deloc gloanțele, puteți să trageți cât vreți, gloanțele se duc într-un singur loc și nici măcar imaginea nu vă mai sare când trageți, stă totul pe loc, da? Hai să vedem ce opțiune are, o să dezactivez asta că mă enervează, third person, aici s-a activat third person-ul, am și nou clipul pe V. Deci vedeți aici third person-ul, vă vedeți ca în GTA și bam, one tap la inamic. Friendly fire, ăsta nu știu exact ce e.
Cred că dacă să tragă, dacă să tragă aim hack-ul și în coechipieri, voi îl dezactivați dacă jucați competitiv, dacă jucați free for all sau chestii de astea, puteți să-l activați. La visuals, cred că deja știți cam cum se treaba la visual, dar hai să le activăm pe toate ca să vedeți cam cum este. Hitmark-ul este când trageți în inamici să se audă un sunet. Ați obi să iau SP-ul că dă mai puțin damage. Vedeți cum se aude? Ca și cum mai trage într-un butoi ceva. Astea vă ajută ca să știți în caz ați nimerit inamicul. Adică dacă jucați doar cu chems-urile, să nu-i vedeți pe băieți prin pereți, ca să nu fie așa de obvious la Overwatch. În caz de tragi prin smoke cu acau sau ceva, o să ți se audă sunetul ăsta, ca să zică cum ar veni că tu l-ai nimerit pe inamic și că e un inamic acolo și poți să continui să tragi. Scorul ăsta nu știu exact cum e. Ha, lol, cum sună chestia asta. Hai să vedem ăsta, silencer, cred că, na. Uai, cum se aude, bă, ce tare e chestia asta. Ok. Și mai încă unul, hai să mergem la coechipiere atunci, să ne ocupăm ea. Se aude și la coechipiere. Se aude și aici, uitați că de șmecher, se aude prea șmecher chestia asta, în fine. La skin changer v-am prezentat HUD-ul. Asta este chestia la care voiam să ajung, bă, băieți. Mi se pare o chestie super șmecheră. Haideți să vedem și ce aici, minimap beta. Aici vă bagă minimap-ul, minimap-ul din GTA 5, bă, băieți, în care vă arată și viața și câtă armură aveți. Și se vede, deci cuprinde mult mai mult din toată harta. Voi vedeți aproape toată harta, văd până în T-base cu harta asta. Și ce mai șmecher, vă arată și armele. Stați un pic să activez să-mi arate și armele. Map zoom puteți face și așa. Adică aici practic chiar vedeți toată harta. Oriunde vă uitați vedeți toată harta. Și vă arată și inamicii desigur pe radar. Dar nu cred că am activat eu. Stați un pic să mai umblu prin setări pe aici. Deci enemy blips, așa activăm toate astea. Smart crosshair ăsta, nu știu ce e. Smart crosshair-ul și acum vă arată efectiv și loot-ul, adică și armele. De exemplu, dacă eu arunc un USP aici pe mid, îl aruncăm, îl vedeți pe minime. Vedeți că este un pistol aici. Vedeți acolo în stânga sus pe minime că este un pistol aici. Vedem și cu echipierii, desigur. Uitați cu echipierii acolo punctele alea și vedem și inamicii. Numai că, ba, uite, se vede, e un punct roșu. Asta se dezactivează la de arme, weapon. Uitați, este un punct roșu acolo. Îl vedeți și cred că, uitați, deci dacă mă apropii destul de mult, îl văd deja. Vedeți și e un avantaj, adică tu să știi că ăla e în T-base și tu să fii pe mid destul de, na, te avantajează destul de mult. Sau să fii pe rampă, uitați. Uite, mergem pe rampă, hai să vedem cam la ce distanță apare pe ăla. Ok, mergem pe aici, verificăm. Uite, deja îl văd. Deci îl văd pe radar. E super, super OP chestia asta. Știți, vă dați seama imediat unde e inamic. În caz de nu vreți să jucați cu wallhack, pentru că după părerea mea wallhack-ul e destul de obvious. Puteți să mai greșiți să dați un prefire sau ceva și puteți să vă luați ban. Show speed, ăsta cred că când trageți. Dar nu... A, cred că în dreapta sus e textul ăla care va apare, sau nu știu exact, show speed, show recoil, what? Așa că nu le am cu chestiile astea, sau trebuie activat ceva de aici. În fine. Snap enemy rage. Stați că nu mi-am gloanțe, băieți. Nu știu exact care e faza cu snap enemy ăsta, nu știu, le mai descoperiți și voi, nu știu ce fac toate setările. Asta e setare pentru rage, în caz de vreți să dați rage. Și la config aici vă salvați configurile, skin config aici, în caz de jucați doar cu skin changer-ul și aveți niște skin-uri salvate, puteți să salvați doar skin-urile. Și model config la fel, probabil, stai, ok, add new custom model, și vă faceți un model custom și probabil puteți să downloadați modele de astea custom de pe net. Adică la modul că, nu știu, dacă ați văzut un config foarte șmecher la un prieten de-a vostru sau ceva care are niște skin-uri faine setate și vă elene să faceți, îi cereți doar configul acela de skin-uri, vi l-a dat și aveți și voi toate skin-urile pe care le are el. Și cred că cam atât ar fi, bă, băieți, prezentarea la Precision Cheats. Bă, mie mi se pare un cheat destul de ok. O să joc cu el și în matchmaking să văd cum este. Sper că v-a plăcut, dați și voi, frate, acolo, băieți, un like, facem măcar 1500 sau 2000 de like-uri. O să încep zilele astea. Acum zilele astea sunt mai ocupat un pic, nu știu exact dacă mâine o să postez, deoarece a venit și Andreea la mine și am multă treabă, trebuie să mă duc să-mi fac niște poze pentru diploma de la școală, multe căcaturi de astea și e treabă mare. Dar probabil zilele următoare o să încep să fac din nou live-uri și episoade cu Legit Taking, multe chestii de astea. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să folosiți codul RAUL2K pe Precision Cheats și pe Unity, desigur, pentru un euro de reducere. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!